ținut vreodată o pasăre în mână? Dimineața striga. Să fi fost coțofană? Presupunem că visul trezirii e scurt și în somn, cum percepția este profană, ar putea să comită din spațiu un furt. Avea penele roșii și aripa fină. Eu eram fotografa păsării, dar blițul prost provoca prea intensă lumină și mișcările ei desenau în zadar. I-am făcut doar o poză, simțindu-mă demn că destinul mi-a dus o pasăre a mea. Cu cipirea ei largă și parcă solemnă, când vorbea despre artă, râdea și glumea. O vedeam și copil și vedeam să și muză. Mă îngrozeam să o part cu alți ochi, alte mâini. Era inima mea într-o stare confuză. S-a trezit că e acasă și între străini.